Mergem la Albini acum. Va veni o perioadă cu temperaturi mai scăzute, cu multe ploi. Numai bine, ne crește lucerna pe câmp. Și vedem ce au mai făcut fetele. Mai punem caturi, mai punem rame. Ce faceți? Aștept apicultorul. Asta e țeapă pe tine. Nu, eu am vorbit cu ele. Să mă începe pe mine. Na, ce faceți acum? Suntem la ultimul stup. Mai poți să și explici? Deci am obosit, da? Numai tu n-ai obosit? Da, da. Suntem la 21 și am obosit. Da. Apoi dacă aveam 100. Păi, nu, no, nu aveam capre, știi? Nu aveam capre dacă aveam 100 sau vaci sau așa. Păi ce-i pe rând, nu? Și te obișnuiești și ți intri în ritm. Ce facem? Ne uităm să vedem dacă o construim cu prima foiță. Asta e prima ramă din dreapta. Ultima ramă. Sau ultima, da. Avem nectar pe ea. Și urmează foița ce am pus-o. Are. Cred că e jumătate construită, așa? Mm. Nu, au luat-o acum, uite. Un pic, da. Aici. Cu partea asta, alta nu. Au ele timp. Wow! Coronița sus, nectar din natură și puiet. Aici ce că e lupta albinilor cu matca. Adică? Unde se bage nectar. A, unele vor să bage nectar, da, ea vrea să ouă. Și care cum apucă. Da. Adică practic ea mai ouă în spațiile rămase libere. Da. Dacă e rapid. Dacă e destul de rapid. Mare se vede? Da, se vede că strălucește. Până unde e mierea? Mierea îi până aici. Deci asta e miere toată, deci noi nu am pus sirop, pur și simplu miere din natură. 3 sferturi de ramă e plină cu miere. Ce e acum? Merii și prunii și butuii, nu? Butuii acum florește, dar asta e de la prun și măr, păr. Vișini, cireși care... S-au dus vișnișcele, știi, nu? Da, aproape, da. Aici a ieșit deja o grămadă de puie, da. Să mai vede. Și ele curăță. Și vine matca și depune alte ouă. Da, e deja larva aici, e deja larvar. Da, uite, vezi că aici au depus ouă până sus. N-am mai lăsat loc de din aia. Da. Ce ciudat. Cred că depinde de momentul în care prinde pe aici. Aici, la fel, cea coroniță micuță, ouă foarte bine. O botcă. Ce sunt bocile? Bocile sunt viitoarele regine. Bocile sunt... Vrei să zici o prostie? Da, vreau să zic o prostie. Mai bine taci. Mă gândesc la stupid. Ideea e că nouă... Ideea e că nouă nu ne plac bocile, pentru că asta înseamnă că ele vor roi. Nu că țin ca doamna din comentarii. Da, asta înseamnă că o să fugă în... În copaci. În copac. Și avem o aici parte un, din ele. Avem aici un nuc în vecin. Cineva râdea că o să trebuiască să sună la pompieri ca să vin să, să luăm. Da, și nouă nu ne place să roiască cum vor ele. Încercăm să le ținem sub control. Iar când vedem boci, e clar că ele vor să roiască. Asta e primul pas spre roire. Și trebuie să luăm măsuri. Până acum am găsit 3 stupi cu boci din 21. Deci nu-i rău.
Nu, deci... Știu de ce alb se vede, au construit pe da, fetele. Asta e rama cu care am spart cuibul, una dintre ele. Foiță, a fost foiță asta pusă de noi. Nu, asta a fost ramă de spart cuibul. Plădită deja. Deci au luat tot. Și nectar. Da, uite ce au lărgit faguri. Da, au făcut mare, au făcut gros așa. Ouă, uite, aici larva. Sunt larve. Acolo ce se vede alb, e larvă. Și mai jos ouat, până jos. Deci până acum toate au avut ouă, da? Păi facem calculul. Un inventar. Da. La puiet, la fel. Puiet, deja aici o precozionat. Și deja sunt larve. Larve și miere, o țără. Uite ce ne bagă, ce bagă. Uite aici și păstura. Păstura. Păstura, adică polenul. Polenul care stă în rame, am aflat și noi de curând, se transformă în păstură. Rama de acoperire. Aia nu mai spune. Aici avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, 8. Da, 8 rame cu puiet. 8 rame cu puiet. Cum zicine Gheorghe, în stupul dat. În stupul dat. În stupul dat avem 8 rame cu puiet. În diferite stadii. Da. Deci dacă n-a construit foița, nu avem ce face la el. Ne vedem peste câteva zile. Nu mai admirăm. Bine că au de lucru. Să nu răiască și vezi. Butoaie pline. Da. Butoaie pline, așteptăm sau când. Așa interesant va fi la salcâm. Vedem. E cam atât, dragi prieteni. Gamere. Ioi, era sigur că asta o să mi se umple. Ce? Aia rupă? Da, sper că ai și puietul. O și zbor. Dacă ai și puietul. Aici o bagaj. Asta e construită 30% pe parte. Bun. Mai a ieșit. Dar uite ce vreau să vede. Ce? S-a lăsat sau nu știu ce a făcut o, ele? O așezat ele înapoi. Au luat miere de culoare? Da, o să vadă. Și asta aici ce-i? A, nu. De ce mi se pare că l-am bătut? Uite aici, e bătușor de masă aici sau nu-i? Aia e bătcă. Deci al câte lui e ăsta? 21, 20, 19. 2, 8 și... 2, 8... 14, 14 19. 2, 8, 16, 19. Deci ăsta are boci. Ăsta al doilea era la slăbuț, așa-i? Care, da. Al doilea slăbuț. Da. Aici bine și-o revenit. Dar numai acolo era bota aia, atât. Ce-a revenit ăla? Mm-hmm. Îi pui foiță? Da.